Salutare toată lumea, bine v-ați fraților, la un nou episod din CSGO, bă băieți. Dacă mai aveți episoadele de pe serverul lui Eddie, adică de pe go.crown, dați și voi frate un like. Dacă strângem 500 de like-uri la acest episod, o să încerc să postez măcar de 2 ori pe săptămână un episod de pe serverul lui Eddie, adică să joc cu voi, aveți IP-ul în descriere. Și o să jucăm competitiv împreună, practic, pe serverul lui Eddie. Și ăsta trebuie să moară, eu nu m-am antrenat deloc, n-am jucat deloc azi. Și o să mai dezbatem și anumite subiecte pe episod, în timp ce mă joc aici cu voi. Deci aveți serverul în descriere, dacă vreți să mai... Uite-l pe Trump, coaie. Păi ăsta e Trump, mă. Deci dacă mai aveți episoade, dați și voi, frate, un butonului de like să strângem 500 de like-uri, frate, și mai facem episoade aici pe serverul lui Eddie. Vă dați seama că aici nu sunt rank-uri mari pe server. Ia. Ah, ce slabă, mă face cineva hacker, ia că-s curios dacă mă face cineva hacker. Cât să fă, frate, ești praf. Dai să vedem. Mamă, deci sunt certuri pe server, frate, deci fix atunci, în ziua în care mă lăsasem de legit hacking, am intrat pe serverul ăsta la Caterinca și mă făceau toți hacker, mă înjurau și chestii de-astea și eram, mamă, mă credeam așa de bun, dar nu, mă, că ăștia sunt majoritatea prank-uri micuțe. Sau dacă nu sunt rank-uri micuțe, joacă la Caterinca, cine naiba vine să dea tryhard pe... Na, și by the way, dacă vreți să mă auziți pe mine aici pe server, au băgat Eddie de-asta sunet cu mine, descrieți ești prost și auzi. Bă, prietene, vreau să zic în acest ziua asta că ești extra. No, mă rog, s-a dus sunetul. E un... Ok, care ești, mă? Stai, 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 că nu te văd. Eu să-l coaie pe ăla. De ce m-am mutat, coare? Nu, rip, te-am mutat. Și hai să vedem, mergem pe... Haideți, bă, pe ea. Bă, haideți, mă, pe ea toți. Hai pe ea să-i rupem. Hai să-i rupem. Stai că nu... Eu l-am văzut. Păi ești nebun. Și da, eu am admin și o să încerc să fiu destul de activ acum în timpul școlii. A, da, am zis că vă povestesc ce am făcut azi la liceu. Bă, colegii ca lumea. Adică bine, stai acum, adică ce am făcut azi la liceu, colegii ca lumea. Mi-am cunoscut și diriginta. Stai așa că mă bate ăsta la cap și vreau să-l omor. Na, uite, m-a omorât și acum putem să stăm la discuții. De fapt, bă, voi vedeți că am comanda aia de wallhack, mă. Dar nu le dau info că nu e ok, abuz dacă le dau info. Dar mai fac asta din când în când, dar rămâne doar între noi. Deci ce am făcut azi la liceu? Am uitat, am stat în curte, după aia am mers în clasă, ne-a cunoscut diriginta, ne-a dat orarul și gata, cam atât am făcut. Cam atât, nu am ce să explic mai mult. Vezi că e... stai așa un pic să văd, e pe conector unul. City, bă, City! Uai, ce bulangiu-s, bă. Dacă se uită Eddie la episodul ăsta, se supără. Ce-s, bă, și voi salut, by the way, mă, că filmez. Salut YouTube sau nu s-a înțeles nimica. Hai, mă. E City ultimul, City, bă. E City. Ai grijă. Mă, chiar mă ia să joc. A, dar să-i doar armă de City. Bă, ăsta lector, îmi dai și mie te rog MP5-ul ăla. A, las că ai luat M4. Are cineva MP5-ul ăla de la City că vreau să-l testez. Uite, mersi, mă. Mersi mult, frate. Mersi mult. A, dai și la Teroma. Ai, eu am crezut că e doar la City, coaie. Lul, e ca lumea, frate, ăsta. Păi, și mie, chiar m-au făcut și ăștia. Ce skin-uri pe arma asta? Ia auzi, care ești, mă? S-au băgat și skin-uri pe armă. Și, da, nu ezita să intrați pe serverul lui Eddie și să intrați și în grupul serverului. Stați să vă arăt acum cum intrați în grupul serverului. Mi-a dat 50 de milioane de euro să-i fac promovarea asta. Deci uite, ăsta e serverul, ăsta e grupul go.crown. Și dacă intrați în grup puteți să folosiți comanda semnului slamări Ignite și practic vă băgați cuțite și chestii de astea. Ia câte ore am, mă, pe server chiar? 11 ore, nice! La 50 de ore pot să aplic pentru helper, chiar dacă am admin. Bă, dar ce... Bă, și să vă dați seama, nu mai știu cum era comanda. Care era comanda să văd toate sunetele de pe SV console? Era o comandă, dar nu mai știu, SM underline. Nu mai știu, era o comandă mai ciudată un pic și o băgai și vedei. Cum? Stars. Pare că stai și că ia scrie-o, te rog eu mult, ca să mai văd aici, să văd ce sunete mai sunt. Sunt multe, și mă, mama e... Ah, da, sang, da. Sunt underline sang, ăsta e, mă. Ia uite. Da, ăsta e, mersi mult. Ăsta e, frate. Și scrie Rusia, mi se pare că la Rusia e neveu care strigă, nu? Da. Coai. Da, și cred că cel mai folosit soundtrack, nu știu ce să zic, dar cred că e la cu mine, pentru că majoritatea, adică gen, poți să scrie ești prost, bă. Și bagă ăsta, vedeți, ăsta stiu eu. Ești extraordinar de prost. Și bagă asta, dar bă, toată lumea se înjură pe serverul ăsta, ești prost, ești așa și... No, voi ați văzut cum să teleportați mă cu ăla în jos.
Deci voi vedeți cât de calme a făcut e jocul ăsta, ca să vă dați seama, mă. Deci dacă n-aveți jocul ăsta, să nu vi-l cumpărați. Reclamă negativă. Bă, mi-e și frică că ăsta e server de la unde... Ia uite coaie cât am dat în el, mă. Băi, băiatule, bă. Duceți-vă voi, bă. Duceți-vă voi în față. Duceți-vă voi în față. Yo, yo, unul side, unul side. Yo, minus 80... Bă, nu, minus 13. Ai. Și cum puteam să văd? Top 15 sau cum era? Top 15. Nu, mă, top 15. Nu mai știu cum era. Să vezi și topul și alea. Și mă gândeam, mi-a ziceți, mă, ziceți în comentarii dacă vreți să fac și live-uri. Bine, am mai făcut live-uri de pe Crown. Bă, bă, bă. Că știi care e faza? Aici pot să joc cu toți. Bine, acum eu filmez la ora 11 și e în timpul școlii și nu prea... Dați-mi zic așa, pardon. Și nu prea e multă lume pe server, dar... Nici de țărani. Dar așa, ziua pe la 3-4 după amiază e foarte multă lume și probabil o să mai anunț pe comunitate, pe canalul meu de YouTube când intru pe server și puteți să intrați toți și să filmăm, să apăreți și voi pe episod și chestiile astea. Să apăreți și voi în episod, nu pe episod, dar e ok. Băi, ce pierdem, ești nebun la cap. Bă, dar nu mai vreau cuțitul ăla, vreau carambi, frate, nu Falcon, nu Falcon. Cum se numește bă ăsta? Nu știu cum se numește noile cuțit, ăsta e cuțit de la nou și mi l-a dat automat. Cum se numește asta? Okay. Talon. Ia uite animația rară. Ia uzu. Eu sunt Hitman. Cu aia ești Hitman, mă. Cum o fac și eu Hitman? Bă, vreau și eu să fiu Hitman. Sunt models. Da, 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 uite, Hitman, Hitman. Yo, gata, Hitman. Enable preview. Da, mă. Ola, e tati, sunt Hitman. Ha, ha. Mamă, ce blan arată. Și mi-au și un carambit. Knife. Ce? Ce eram? Era mai devreme Hitman, acum nu mai ești. Eu nu mai ies? Pe cum nu mai ies? A, eu în loc să dau set skin am dat pe preview din greșeală cu aia. N-o lasă. Se rezolvă următoarea rundă. Acum... Nu, e unul side, unul side. Aveți grijă, băi. Side, side, bă. Tu, uite-te repede. Îți are poză cu Nutella cu aia. Ce faci, bă, Nutella? Să le dau info. Vezi că unul stairs. E unul stairs, bă. E unul stairs. Unul city. Le dau info că sunt un țaran ordinar, bă. Nu, nu, nu să mai dau info, că nu-i corect. Adică bine, acum că e primul episod și alea și probabil nu-s așa. Dacă nu o să fie mai mult și chestiile alea, n-o să dau info, n-o să fiu bulangiu, mă. Nu mai dau info, știi că se supără, bine, știi că, adică știți că toți adminii dau info pe serverul ăsta. Adică nu sunt singurul. Asta zic asta doar să mă scot, nu, glumesc. Cam majoritatea adminilor dau info când văd că nu prea sunt colegi din echipă sau chestii de-astea. Gen colegi de staff în echipă cu ei și sunt singuri pe server. Mai dau info. Că, nu, n-ai, na. Edi, să le dai remove, bă, tu te îngură. Am jucat acum câteva zile, ne știa unul pe toți trăiți ar familia. Le dădea adminul info, era spec pe ei și le dădea adminul info, mă. Ne rupeau aia și mă miram, bă, dar cum mă știe, frate? Și era adminul spec, după aia am văzut. Nu, cât să fân. Am vrut să zic Eddie Dice, bă, dă-l în slow bozul meu. Nu știu, mă gândesc la un titlu de la gunoi clickbait, îmi pui, mi-e să fac clickbait pe serverul lui Eddie, mă, să-i vină player, că m-a plătit, v-a zis, m-a plătit cu 50 de milioane de euro. Cum zice lumea că m-a plătit Eddie cu nu știu câți bani să intru pe serverul lui, că m-am făcut YouTuber sellout. Chiar dacă m-au rugat ăștia să le fac promovare la site-urile de pariu, nu le-am făcut promovare la nimic, am pui mie. Că nu vreau să-mi transform canalul, chiar dacă puteam, uite, dacă făceam chestia asta și ăștia o să mă bată că eu sunt praf la pistol. Adică cel puțin la USP sunt... Eu uite pe Spider-Man cu aia. Gen, eu... Bă, am siringă cu aia, eu acum văd. Eu am VIP. Și la VIP, by the way, VIP-ul e 5 euro, acum depinde și ce level de VIP vreți. Nu știu cum pot să văd, dar știu că e VIP Gold, VIP Diamond, VIP Platinum, nu știu ce, și eu l-am pe cel mai bun. Din câte știu eu și am și seringă de hell și de alea, adică server pay to win, ca să vă dați seama așa, glumesc, mă. Băi, e pay to win într-un fel, că ai avantajul cu viața, dar nu e, nu-ți da, dă 25% viață sau ceva de genul, oricum e un avantaj, adică e un avantaj, destul de ok, zic eu, dar... V-am zis doar, deci 5 euro VIP-ul, toți banii vin la mine, gumesc, mă, ce mă, stai mă, că eu urmai zi de astea cu oamenii chiar cred, adică când am zis că ea de la Unity mă plătesc nu știu câte mii de euro pe lună, voi chiar ați crezut cu aia și ziceți, a, ce YouTuber, sell-o, frate, îl plătiți că ea de la Unity, unul palat, plătiți că ea de la Unity cu aia și voi chiar ați crezut, nu frate, cei care mă urmăresc de mult timp știu că cei de la Unity nu mă plăteau cu nimica, și că eu pur și simplu le-am, o să mă omoare ăla, nu mă omor, frate. Hai te rog eu, ia, dar nu ții damage tu, mă, doamne, mă, cât de praf joc la ora asta, mă scuzați că joc așa ca un gunoi, dar mai mult video ăsta, băi, îți vine jos. Video ăsta vreau să-l fac mai mult, adică bine, am vrut să-l fac mai mult ca să vă informez că mă apuc să joc și pe serverul lui Eddie, acum având în vedere că a început școala, gugeamen, având în vedere că a început școala, bine, probabil mă gândeam să pun un episod de, mă rog, două episoade pe săptămână de pe serverul lui Eddie și restul... 6 episoade, ba nu 6, băi ce matematică am și eu, 5 episoade de compe și 2 episoade de pe serverul lui Eddie. Ce mai probabil așa o să fie
orarul. Bine, probabil nu o să apuc în fiecare zi, având în vedere că e și școală, eu sunt la liceu, chestii. Bă, prietene, adică, vreau să zic că acest moment din ziua asta că ești extraordinar de prost. Dar ce, și dacă scrii prost ești? Nu, ce prost. Ce prost ești. Bă, prietene, vreau. Da, doar așa, bagă, lol. Asta, că ești, că ești extraordinar de prost. Da. Deci yes my friend. Ce șmecher e chestia asta, gen, și dacă scrii ce prost ești, o fi băgat, l-am luat. Bă, gata, s-am supărat. Cum să nu-l iau pe, eu pe el. Dar deci, aparent și dacă scrii ce prost ești, tot bagă. Mamă, coaie, câte flash-uri. Deci dacă scrii ce prost ești, tot îți bagă soundtrack-ul ăla cu mine. Mă rog, soundtrack, că nu e soundtrack, că e... Uite-l coaie pe Hitman. Băi, Hitmane. Și aveți și canalul lui Eddie, by the way, în descriere, pentru că... N-am știut dacă să-l las sau nu, dar aveți și canalul lui din descriere, vezi că eu nu stăieți. Nu stăieți, pardon. Tetris, cred că e ăla, nu mai știu locațiile, că nu m-am... A, pâime. Da, deci aveți și canalul lui din descriere, dați și voi un subscribe, frate, că face și el videouri pe server, adică dacă vreți să jucați cu el acum, na. Băi, am zis cumva să-i dați dislike? Păi, stai că sunt obosit, eu acum am dat seama. Am zis cumva să-i dați dislike sau subscribe, că nu mai știu. Obosit, sunt mort, că m-am trezit la, gândiți-mă, m-am trezit la 7. Ioi, s-a blocat jocul, de ce? Sper că nu mi-a... N-aveam niște probleme și îmi scotea filmarea și mi-o dădea pe desktop. Sper că nu s-a întâmplat chestia asta. Mă rog, deci gândiți-mă, m-am trezit la 7. Da? Ce la 7? La 6 jumate m-am trezit. Că mi-a sunat alarma la... I-a sunat alarma la 1 la mașină, tulă în gură cu Dacia lui. I-a sunat alarma jumătate de oră, coaie. Și m-o trezit în puii mei. După aia vă dați seama că n-am mai putut să adun. Era 6 jumate, morții măsii, m-am îmbrăcat. Mă rog, am mai stat vreo jumătate de oră pe telefon, m-am îmbrăcat. M-am dus la fratele meu la grădiniță, acolo că și-o schimba clasa, are alte profesoare și de alea. După aia m-am dus la liceu, chestii. După am venit acasă pe la 1 jumate, 2, cred că am ajuns. Ce am mai făcut? M-am culcat un pic, dar un pic, adică jumătate de oră, oră maxim, nici cred că oră, nici nu cred că a trecut oră. După aia m-am dus la sală, deci după ce m-am trezit la 6 jumate ca un gunoi de om și mă culcasem și la 1, deci practic 5 ore de somn, m-am dus și la sală, că eu fac mare sală aici, adică la 500 de kg de grăsime ale mele, vă dați seama câtă sală pot să fac eu. Da, am făcut sală, vreo 2 ore jumate cred că am stat, după aia am venit acasă și vă dați seama că eram mort. Eram la modul ăla, gata, leșinat. Și gândiți-vă, am venit la 1 jumate acasă, ba nu mă, la 1 jumate, ba da, cam pe la 1 jumate am venit. Și voi gândiți-vă că o să intru în orarul normal. Mi-a dat acum un orar, doamna dirigintă, un orar temporal. Temporal? Păi, corect spus așa, temporar în pula mea de analfabet ce-s. Și... avem 6 ore în fiecare zi. Și probabil o să găsesc să mă duc la sală în ore ăsta, în zilele în care am un orar mai simplu în puii mei, adică nu matematică, chimie, fizică, că îs mort, coaie, prea stresant, coaie, pentru un copil de 15 ani, pula mea, să stea atâta să lucreze și nu vreau să mă las de sală, coaie, că o să ajung un obez, adică eu la cât mănânc, bine, nu fac doar bandă, fac și cardio, mă rog, cardio, fac și bandă și bicicletă, și de toate pe acolo și mai faci cu greutăți. Bine, mai mult pentru bandă și pentru alea mă duc eu, mănânc ca un porc, ca să vă dați seama. Mănânc ca un porc, oricum. Odată m-am dus cu bunica, mi-o să-mi ia pizza cu aia, am luat două pizza la 400 de grame, 450 de grame, una pentru mine și una pentru fratele meu și am mâncat eu pe amândouă cu aia, că fratele meu nu a vrut. Să vă dați seama așa că am la modul la care mănânc și am mai mâncat și sandwich-uri și am băut și suc în ziua aia. Deci... de aia trebuie să mă duc și la sală, n-am cum. Că aș ajunge obez în pula mea, aș ajunge de la 500 de kg. Bine, nu că n-aș fi gras acum, dar mă mențin cât de cât în pâinii mei. Adică la 1,86 m cât am eu să am 77 de kg, zic că e destul de ok. Chiar dacă am un pic de burtă, tot e ok. Adică să ajung obez în pâinii mei 230 de kg. Bine, nu că am ceva cu oamenii mai grași, dar nu vreau eu, pur și simplu. Mi-e greu și mie cu aia, eu câteodată vin pe jos, eram, știu că aveam vreo 90 de kg acum vreo 2 ani. Și veneam pe jos de la școală, oboseam, mergeam 200 de metri, eram mort deja. Și am ajuns să merg și 2-3 km fără să obosez, deci... e că... bă, eu nu știu de voi, eu am 500 de FPS, bani. Adică... eu am 300. Doar de la pasta termoconductoare, cred că mă scoate în desktop și mă enervează. Păi nu... n-are legătură. Dacă ți-e încălzești, o să-ți meargă mai greu, dar nu te scoate. Păi nu știu de la ce... nu, no, m-am omorât. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă mai aveți episoadele astea de pe serverul lui Eddie.
Bine, acum am făcut mai mult un video informativ în care am mai povestit chestii de astea prima zi de liceu. Bine, din prima zi de liceu nu v-am povestit, eu nu știu cât, dar mă rog, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezita să apăsați pe butonul de like, de subscribe. Dați-i subscribe și la Eddie, frate, intrați pe serverul lui dacă vreți să vă antrenați sau chestii de astea, adică dacă vreți să intrați la un combat sau ceva, vă antrenați. Mai joc runda asta, mai povestim și închid. Și Maria, ia uite-l coaie, bă, nu mai vorbește urât. Mamă, ce-mi place chestia aia coaie. Da, deja că vreți să intrați pe serverul lui Eddie sau să vă uitați că mai face Eddie live-uri cu forme, cu CS, cu alte chestii, intrați la el pe canal, frate, dați un subscribe. Și hai să terminăm runda asta și am încheiat. Băi, eu am DMG pe server, eu acum văd. Nice. Uai, și aproape fac 5 ani de YouTube. Eu în 3 zile fac 5 ani de YouTube, voi vă dați seama, mă, 5 ani, mă. Eu cum mi-am dat seama, coaie, trebuie să faci un video ceva special. Păcat că nu făceam un live ceva de 24 de ore în weekendul ăsta, dacă aveam timp, că acum n-avem teme și de astea, dar nu se poate din păcate că am strike în pui mei până în noiembrie. Mami, s-a părut că l-am văzut punul cu aia de la scaunul lui, ce curious. Și, na, văd cum o să apuc să postez. Cum-i rup pe ăștia cu aia să mor eu. 16 kg. Slăbuț. Asta e aici, fain că-i dau Free Fire. Aha, da, da, e aici. Bad City, a like, câștigați voi runda. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!